Julia tună și fulgeră după ce a fost propusă pentru eliminare. Tânăra este pusă la zid de Antoni, viești varză. În ediția de luni din e Casa Iubirii vor apărea noi tensiuni între concurenți. După ce a fost propusă spre eliminare în gala de duminică, Julia nu va lăsa garda jos, iar cel pe care îl va avea în vizor va fi Antoni. Julia și Antoni vor fi la cuțite pe 28 octombrie, în e Casa Iubirii. Blondina nu va mai suporta să închidă ochii la gesturile făcute de concurent la adresa ei și va răbufni. Ce va spune Julia despre Patrick? Inițial, în timpul conexiunii video dintre casa fetelor și casa băieților, Julia va vorbi despre Patrick, pe care l-a susținut constant. Indiferent de situație, pe parcursul show-ului matrimonial, țin să vă reamintesc că nouă luni de zile Patrick n-a avut o cunoaștere aici, în casă și, cu toate astea, am făcut spume de fiecare dată când auzeam că va fi votat. Roti, însă, îi va spune concurentei că aceasta a fost strict alegerea ei și să-și o asume, căci pe restul concurenților nu-i privește acest lucru. Veasta e problema ta, Julia. Julia nu va rămâne fără replică și va scoate în evidență că ea este diferită, în comparație cu alte persoane din Casa Iubirii. Vei e diferența dintre mine și alți oameni. Antoni o va pune la zid pe Julia. Ulterior, Antoni va interveni și va schimba subiectul. Acesta a avut o curiozitate care a iritat o pe Julia. Eu vreau să te întreb altceva. Nu are treabă cu Patrick. Ai spus, la un moment dat, că nu ți era frică că pleci acasă și cu toate astea. Ai plâns atunci când era în față. Chiar dacă a fost deranjată de spusele tânărului, blondina se va abține și va face doar o remarcă subtilă la adresa lui. Iof, Antoni. Ți-aș zice ceva acum, măi Antoni, dar mă abțin. Eu am obraz și dacă te iau pe aici în brațe, nu mă duc în alte părți să te bârfesc. Cum faci tu? După conexiunea video, schimbul de replici înțepătoare va continua între cei doi. Anton va veni în vizit în casa fetelor, unde vor ieși scântei între el și Julia. Anton, eu nu cred că am fost vreodată răutăcios cu tine, că o să fac și eu ce ai făcut tu. Julia, îmi ai făcut false din gală, stai cu minte. Tu ai impresia că eu nu văd. Tu ai impresia că nu te aud. Tu ai impresia că nu văd ce faci pe la spate, Antoni. Ei ce pe la spate? Te-am luat în față și ți-am zis: Ești varză. Așa ți-am zis eu, Julia. Ivi Antoni, du-te și vorbește cu persoanele care sunt prea înțelegătoare pentru emisiunea asta.